Alo? Da? Cine? Tu? Nimic, dar nu mă așteptam. Da, am câțiva prieteni la mine. Nu mă deranjez, dimpotrivă. Mă bucur că ai chemat și că nu ai uitat de fosta ziua noastră. Drăguț că te-ai gândit la ea, drăguț din partea ta. Nu, cum o să-mi bat șoc? Dar n-așteptam deloc să chem la ora asta. Ție dor să auzi iar vocea mea, drăguț din partea ta. Nu poți vorbi, e rece tonul meu, dar nu e de mirare. Cuvintele se regăsesc cu greu după luni de uitare. Te rog, nu te scuza, e doar firesc așa să uiți ce nu mai este. Și noi am fost odată. Acum e altceva, sau poate chiar altcineva. Nu? Drăguț din partea ta. Te înșeli, eu nu-ți vorbesc deloc ca unui om străin, dar ce vrei. Între noi a fost atât de mult și a rămas așa puțin în cuf. Ne împiedecăm în restul de cuvinte, gesturi care împodobeau mari jurăminte, dar care au murit cândva și azi nu mai pot învia. Crezi că greșesc? Nu greșesc și tu ești de părerea mea. Crezi că ai tăcut? Drăguț din partea ta. N-ai înțeles greșit. Nu-i nicio dramă. Am glumit și sunt convinsă că tu ai chemat, fiindcă ai găsit că se cuvine sau pentru că ți-ai amintit de mine astă seară. În orice caz, fără să te gândești că ai putea prin asta să trezești niște amintiri care ar putea să doară. Cum o să plâng, ți se pare? Poate mi-e glasul suprumat de fumul de țigară. Da, uite, o sting, dar nu mă mai certa. Știu, tu ai avut întotdeauna grija mea. Drăguț din partea ta. Și ca să-ți mulțumesc, eu îți trimit un dar și de la mine, un gând să doarmă mic și gemuit pe pernă lângă tine. Dar trebuie să te las, vorbim de un sfert de ceas. Prietenii mă așteaptă. Da, poate să dansez, știu eu. Dar vrei să spun ceva? Tu ai fost sărbătoarea mea. Mai mult nu-mi poate nimeni da. Și aici se încheie seara mea. Minți, dar nu-i nimic. Drăguț din partea ta.